La nivelul județului Tulcea, de la începutul procesului de votare, nu s-au produs evenimente de o gravitate deosebită în planul ordinii publice. Până la această oră s-au primit 15 sesizări referitoare la posibile contravenții sau infracțiuni electorale, o parte dintre acestea neconfirmându-se în urma verificărilor. Cu privire la două dintre acestea, se efectuează în continuare verificări. Până la această oră au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale. Au fost întocmite 6 dosare penale, dintre care 2 pentru coruperea alegătorilor, 2 pentru neglijență în serviciu și 2 pentru abuz în serviciu și fals. Forțele Ministerului Afacerilor Interne desfășoară activități în sistem integrat pentru a asigura exercitarea dreptului la vot în condiții de siguranță și pentru a verifica și sancționa cu celeritate orice semnalare de incident sau încălcare a normelor legale.